Bueno, frate, bine ați venit la un nou episod. Ne-am umeat să ne invităm prietenul căzut la pușcărie. Ce zic, Robert? Ești pe alea poli. Nu voi da cu webcam pentru că na, să arate un pic mai ciudat. Vă aștept pe serverul FPLT România Roleplay. Și să nu uitați de butonul de like și subscribe. Și să vă uitați în descriere de fiecare dată când postăm un episod și un alta, ca să știți. Auzi? Am înțeles, hai că Zi, nu... zi, zi. N-ai văzut un garden pe aici? Nu. Am înțeles. Mi-e un prieten, am pușcărie, dracu, da. Dracu, bă, frate, dar chiar nimeni? Hai că mă duc până la ăla să văd. Bună ziua, domnul polițist. Bună Mă ziua, auziți? Ivan. Am venit să vizitez un amic, domnul Robert, dar nu-i nimeni la intrare. Pot să anunț un coleg de-a tău dacă se poate? Așteptați o secundă. Și am ca să mă prezint, sunt domnul Pagin de Pază, Bogdan Magus. Tatar Alex mă cheamă. Așteptați o secundă. Să-mi spui că mă pot duce înăuntru, că îi prezint actele și alea la om, adică nu... Mă, că te-am văzut aici, am zis că... Poate mă... Poți face și pe mine un pic mai bine. Să mă bagi într-o combinație. Să vorbesc cu omul. Așa, știu că ați spus mai înainte un coleg pe stație. Înainte să apărez dumneavoastră că este o persoană care dorește să viziteze pe Robert. Să vă fac o verificare și vă las acolo în față. Mă duc acolo și îmi fac el verificarea, nu? Sau... Nu, mi-a Oh. spus să pentru că să fac Bine. eu. Așa, haideți aici la Ah. mașină. Cred că e mai bine așa. Na, Robert e pân... Mă bage multe chestii. Mamă. S-o dus omul. Da, o să le iau după. Eu sunt cu un E30, ca să știi. Pe acolo e parcat chiar în față. N-am văzut pe nimeni aici. Și... Nu. Ești tot în regulă. Da. Acum... Poți să las. Ah. Urcați aici în... Ioi, Băi... nu. N-am vrut. N-am Nu-i vrut. nimic, nu-i nimic. Urca, vă loc în față. Da, pot să stau și spate, că tot timpul mi-am dorit să mă duc o mașină de la poliție. Dar n-am prieteni de la acolo, să... Nu, poate nici n-am voie. No, ăla e mașina mea în caz dacă... Da, haideți înăuntru. Mă scuză că sunt îmbrăcat așa, n-am apucat să mă schimb. Am primit direct telefonul, că poți zice că ce că i-o da voie să vorbească. Și atunci... Așteptați aici, domnul. O să vină, vă prea un coleg. Mersi, fain. Ce mi-ai făcut tu, Robert, mie? Mâncața și sufletul tău. Ah, parcă văd că tot ăla vine, deci fii atent. Bună seara. Salut, salut. Paznic Olteanu Cătălin al penitenciarului Sandy. Ce Tătare faceți aici? Alex, îl pun vista la băiatul Robert, domnul Băiatul Robert. Robert? Bun, să-mi prezentați, vă rog, un buletin și să facem o mică percheziție corporală. Am fost percheziționat când am intrat, o că nu mai trebuie să mai Ah, fiu am înțeles. percheziționat. Bun, atunci o să vă rog să stați în camera de acolo, alăturată, Ah, bine și atunci. o să vă aducă domnul Robert. Hai că... Amin. Hai așa. Am înțeles. Nu pot să mă pun.
Am înțeles. E bine și așa. Uite, Alexe. Ce faci, mă, băi? Bă, spate. Alo. I s-a terminat sentința, domnul. Puteți să-l găsiți afară. Am înțeles. Zi bună. Mersi la fel. Mac pula. Hai, cam ce scris. A, bă, aici, în spate. Fă, de capul meu, dar și asta știe. Bă, nebunule. Băi, ce dracu ai făcut, mă? Cum dracului te-a băgat? Pula mea. Mă, mă. S-a doua gheapă, s-a de-a. Vai, vai, vai. Păi și ce-a făcut? Care-s fazele până la urmă? Nimic, că hai să-l așteptăm pe unul, că m-a luat acolo la bătaie. Aici. Bac pula, hai la dubii. Hai la dubii! Hai, hai mașină. Papa, dă-mi să conduc. Nu! Nu! Un pic. Coaie, nu! Un pic. Coaie, vorbesc serios, nu. Stai că m-am plăcut. Ce prost ești. Ți-am zis. Că azi dimineața tot după tine am venit să mor eu. Unde mă duc? Băi, dar mai vine la să fiindea banii. Cine? Cine? Da, eu știu, scrie-i. S-o dat telefonul înapoi. Da, uite-te, nu ți-o trebuie să prin ăsta. Scrie acolo pe ziar. Eu știu. Da, eu am scris acolo. Așa că am văzut. Unde te duc? Așa. Vezi ce vorbești că am GoPro pe cap. A. Și pe mâine mare vlogger mă fac. Iară pe ăla din spate. Coaie, nu poate și pe ușă că ăla să drobezi. Drobește, unde te duc? Te duci și faci vlog de la mine, spui hâț, Johnule. Zic, te duci și faci vlog de la mine, ca Dorian Popa și cu Johnule, da, suntem aici cu toți nebunii la mine. Bine la zuri, fraților, așa mai departe, unde te duc? Și pe voi. Mamă, e poftă de mă întâlnit. Zis să-ți trimit prin bancar, coaie. N-am nici telefon, dă-mi un pic telefonul tău. Dă-mi un pic telefonul tău, te dă înapoi. Cred că am pachete pe de contul pachet, să nu e nimic de acolo, da? Dacă nu mi-l dai înapoi, te omor. Ia, legi. Să-l încoar! Mamă, ce mesaje! Hai, unde mă duc cu tine? Contul bancat, în Miami, mami. Acolo, coaie, dar cât ai de plata? 50 de lei pe cazier. Ți-o dat și cazier, a? Păi, că l-am dus să-mi ia gata, că am văzut că i-am plăcut, că n-am trebuit să mărcă mașina lui. Ia, mă, bă, dar nu pot să scap de ei nici cum, ești la cap, unde te duc, nu? Ce să mă iei, mă, că fac un drift și ăștia nu mai văd, nu mă mai văd, ești nebun? S-a luat! Nu, ia. S-a luat. Cine să mă iei, mă? Uite ăla, te-a luat la viteză. Bine, mă, unde te duc? La bancă, să scot bancă, profilita. Pune mai pune pe GPS. Pune coaie pe GPS, aș nemo la cap. Băi, cât la mine mă duc, deci nu mai fac, mai fac ca cine cu cineva, nu mai plec de. Băi, te înțeleg pe tine, dar fii atent. Trebuie să mergem acum la bancă și cu permisul și cu de alea, că tu nu mai ai nici buletin. Ba da, nu, mi l-au luat și l-a dat înapoi. Buletinul tot. Permisul? Tot. Pula mea, hai că te duc aici. Adică așa a zis ei, sper că nu m-au păcălit. A, păi pula mea, merg până la un poliție. Merg, te verificăm, ești de mon. Nu, am zis că e ilegal. Pula, stai că te duc până la ala. Ia tu, te scoteți bani repede. E, mamă, dar nu a scos 50.000, că 58.000 mai am în bancă. Ba, am înțeles. Nu mai plătesc cazier. Da, dar în pula mea de cazier. După ce mă interesează, mi-i plătești cazierul. Na, cam asta se întâmplă, băjeții. Atunci când, așa mai departe, când prietenul vostru pică la pușcărie, eu ar trebui să... Mă duc că mi-au un pistolat. Băi, ce ai zis, mă? Păi mă duc să iau lui fiul un pistolat. Unde te duc, amu? Să-ți iei telefon. Să-mi iau telefon.
Bă, uite, am atat la telefoane de mă dracă cap. Câți bani mai ai în bancă? 50 de mii pic. Păi de pula ta. Du-te, bagă-te pe mine, coaie. Hai că mai pe mine nu mă bagi, hai că nu, hai că nu mă duc. Eu după lista asta aici la telefon și la de-astea, mă duc în port și ne te las aici. Uite-te la fraierul ăsta ce face. Păi stai, de tine duci un bag. Ca să-ți iei duba. Păi, du-mă la telefoane. Păi da, mă, dar pula mea. Fă-te gata, hai de mă. Am Alexe, mă, trebuie da, să te împăr. Da, și că o fac poliția acolo la astea, știi, mă? Îi încolo, păi ești tu în cazier. Da, mă, două. Și care trebuie? Ia-le, uite-te deasupra ta. Mamă, deci dacă au fost șase, dacă tu n-a fost mergit, vezi că poate, vezi că mă, poate așa tu lua și fraiul ăla. Nu, mă, deci n-am auzit, acum nu știu ce să zic. Băi, o gabă că taș, mă. Păi că n-are ce să mă audă. Nu vezi că mașina a stricat tot dorul încolo. Da. A, că aici e ceva nebunială. Ca să-l bag. Păi ai scris la ăla, mă? Cui? Pentru bani? Da. Și ce-o zis? Nu mi-a descurs. Păi și pe la urmă cine a fost de vină, mă? Cred că aia, mă. Aia? Da, e, că cred că te-a dat afară, zic eu. Pe ce, pe polițiști? Că fii atent, am eu un amic cu CNA, l-am amenințat, știi tu, atunci. Uh-huh. Vrei să vorbim cu el? Să-mi dea banii? Păi, nu? Da, să-mi dea și nu și ăla. Stai un pic. Plătite de ocazia de... Zic că da. Că stai că am dat mesaj, că pe unde e, că sunt Alex. Păi, cum a fost, a fost până la ăla, frate, pune gâna în fața mea. Și după mă amenință și cu poacita lângă poliție și a dat și mine. Vezi că eu m-am întâlnit cu el mai înainte și am zis că nu știu care toată combinația. Că ei au greșit și de asta, procesez, am zice. Ce avem noi acelui mai în față? Fă stânga. A fost stânga și după mă duci mai până în față, că trebuie să iau ceva. De la magazin. Du-te aici. Hai, bă, mașină! Mă duci până mai în față, să-mi luat eu de la magazin și pe dreapta, ok? Închide-mi pula, mă, mașina asta. Aici? Lasă-mă un pic mai în față. Că cred că aici e magazinul, ia fă dreapta. Ia, lasă-mă aici. Stai că parchez aici, la nu! Asta. Ia, așa, du-te. Mamă, ce fraier ești! Asta e combinație. Al meu e nebun, frate. Vrea să-și iei acum ce are el mai scump. Dar nu. Nu știu ce s-a întâmplat. Mame, mă apucă sodo. Du-te, ia fiate. Auzi, dar care poliție ăsta a fost de vină? Nu știu. Da, uite cap. Aha. E bun. Dai tu pala de... Las, vezi că merge până la rafinerie, pune acolo, repede. Dă-i acolo. GPS. Și vorbim acolo cu ăla, care e prieten cu care m-am amenințat, știi? Ah, da, da, care... te-a amenințat? Da. Te-a amenințat? Nu, iată că acum l-am amenințat. Băi, vezi că unde merge, mie e loc public, băi. Știu, pe nu acolo, ești bun. Dar mai ține telefonul la mână, că poate facem acelea și mă gândim, aaa. Ce mașina de asta, buuu. Bă, nu mai ține, bă, telefonul mână, bă, Alex, dă-mi iei secundul. Fă-te gata, că mai multă poliție pe față. Nu, așa. Bă, fă că i-am învățat și dai toată în față și după stânga, la a doua, ok? La a doua? Da, păi, a doua. Băi, pula mea, stai un pic. Bă, n-ai benzină, mă? Ba da, am. Păi de ce a făcut mașina așa? S-a oprit și a luat-o iar. Nu știu.
Mamă, e stricată. Ia uite-te unde e asta. Ce să fie stricat, mă? Iar sau de recuperare. N-au, mă, ce să ne facă, nu le știu. N-am nimic pe mine, n-am facă de cuțitul ăla de țilama de pă. Mă pui, mă fac cu ce buriam. Ce prost ești. Asta am cumpărat ăla pe cap pe ei și... Știi? Pula mea. Păi nu vede poliția, că nu dai și tu la poliție ce zic acolo, fac nimic de noi. Dai la poliție? Nu. Așa că puțin dacă de noi, puțin de la acolo pe accidente. Bă, stai un pic, mă duc până aici la rafinărie, vorbești cu omul, îi spui care e toată schema. Păi spun toată schema. Pula în asta. Stai cu mine că-s așa mai... Băi, băi, să-ți fie un episod un pic mai lung. Băi, tu calmează-te că ăsta e amic de-a meu. Deci ăsta, da, ăsta e amic de-a meu, tu calmează-te. A, păi dacă e amic, vrea să spun. Ăla care cu cine a făcut accidentul e amic de-a lui, nu știu, îi să-i explici frumos. Lasă-l pe torpedou. Nu văd doi la bine. Lasă-l în pista, mă, te întorpedou. Nu pot, haide să merg, că nu-i fac nimic. Coaie, eu te omor dacă faci ceva aici. Nu fac nimic, că n-am voie. E treabă de îngeraș, Coaie, ești nemurat. Da, știu că e loc public, nu fac nimic. Dacă scoate el, scot eu. Da, 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 stai calm că nu scoate. Bine, haide, unde e? Să vin afară. Stai. Hai. Stai acolo, în pula mea. Ce combinație cu omul, Coaie. Arde, ești pe aici? Eu o să aici. Oh, ia-l-ai. No, stai pe iatul. Am zis că l-aduc aici. Pe cine ați vorbit, mă, cu polb? Mă, vorbește cu el, nu știu. Puțin mai tare, salut. Băi... Robert, vorbește un pic mai tare cu ei. Cine? Ăla de cu polițistul. Aha. Colegul, băiatul cu care am făcut accident? Nu, mă, ăla care mi-a dat ăsta, Alex, mesaj. Da, mă, ăla care vrea trebuie să dea banii, polițistul ăla mare. Na, păi nu mi-a găspuns. Păi ce, a zis că a fost să vină polițistul? Păi... Nu știu că acolo am vorbit și dacă i-a zis să-i dau mesaj, ia să-i fac. Atât au zis. Da. A fost divin în polițistul care ți-a făcut cazierul? Că cred că, da, chiar nu știu că n-a zis. Dar cazierul, ce l-ai primit? Că, păi v-a zis să urc în mașină, să merg la bancă, ca să-i dau asigurarea unui băiat acolo care m-a amenințat și cu moartea. Ia micul lui, mă, da, așa, așa. Și m-am urcat în dubă, să merg, știi, de bancă. Da. Da. Și m-a dat jos și m-a pus cătușe și m-a dat pentru nu știu ce unui ofițer. Pentru nu știu ce? Păi nu știu cum se zice, ne-a ascultat unui ofițer sau ceva în genul. Că ce că n-am ascultat de el. Păi te-a luat în gură cu el sau nu te-ai supus ordinelor? Păi tu, e faza că mi-a zis să mă urc în dubă, da? Așa. Păi și a zis să merg la bancă și am crezut că cu dubă mea. Și m-am urcat în dubă. Să merg la deci, bancă, ca să iau banii. Deci, el s-a dus, s-a pus numai în mașină, tot. Pentru mai asta ți-a dat cazier? Da, păi m-a luat, uite, mi-a pus toată și m-a luat la secție. De la secție n-am mai zis nimic. Nu, tu uite ce polițiști avem, frate. Da, mă, Alex, dar acum fără supărare, acum nu-i vina lui ăsta meu. Auzi, am o întrebare la tine, Robert, răspuns tu. Cine chema poliția? Eu am chemat tot, că da, și la o... Nu, vezi, Alex? Și amenințat. Da, 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 m-a și amenințat pe ăsta, a zis că mă bat. Amenințat ăla? Da, a zis că mă bat. Poliția ce a zis? N-a zis nimic poliția, l-a lăsat în pace. Deci m-a amenințat și pe mine, l-a amenințat și pe amicul meu, Ardei. Adică eu dacă eram băiat finuță, dar dacă nu eram băiat finuță... N-aveam cum să te bagi cu pe omoare, nici pe el, înțelegi? Da, eu având noroc că am fost băiat cu minte și l-am avut în trac pe două. Dacă nu l-aveam în trac pe două. Asta e, bine atunci. Uite, amicu, uite, vezi Alex, ai spus că el o chema poliția, dar nu a chemat-o el. Băi, eu ți-am spus care, că nu știu care și cum stă treaba, dar nici prietenul tău nu... Taci Valentin din Bogoleac. Nici prietenul tău nu reacționa bine, știi? Da, da, da. A, uite, dacă era vina lui pentru că... Băi, taci mă, oleacu. Dacă era vina lui că el să fi chemat poliția, să-l fi luat pe colegul ăsta tău sau... Amic.
amic să se fac cazierul. Dar din moment ce a chemat el poliția. Da, frate, nu trebuie banii pe cazier, nu-i problema asta. Băi, dacă era problema, dacă era vina lui, eu i-am spus și lui Alin, plăteam eu cazierul. Dacă spui că ai vorbit cu chestorul și a spus că a fost și vina polițistului, asta e datoria poliției. Acum ca să să-ți dea banii sau să stai cazierul. Da, ca să fie normal, să dea banii, frate, adică eu aveam un cazier. Pentru ce ți-a făcut cazierul? Pentru că s-a urcat în mașină, frate. Da, că mi-a zis să merg la bancă și m-a urcat în mașina mea. Și după mi-a pus cătăcea și i-a zis neascultat că nu-i ofițer. Ah, da, știu. Păi și pentru aia cazier? Da. Și închisat de 30 de luni. Ai văzut, era acolo, dar puteai și tu să spui... Cum da, ești că te cheamă? Da, Valentin. Faza e că s-o prieteni în mașina lui. Dar cu ăsta, ce vinarie ăsta că, gen, polițistul... L-a luat, i-a făcut cazier numai pentru treaba că s-a suit în duba lui. Bă, care a fost treaba, de știi care a fost, nu? Da, aia au chemat când a luat amenințat. Păi aia. Mă, l-amenință pe ăsta, mă amenința și pe mine și cu cine? Cu tine, adică până la urmă, fratele meu, vezi că nu faci bine ceea ce faci. Că nu știi pe cine te cunoaște, taci un pic, Robert. Nu știi pe cine cunoaștem aici prin oraș, eu sau Ardei, știi? Și până la urmă... Bă, el a venit. Atunci. El a venit că l-am chemat și pe mine să duc cluba. Aha. Ai zis altceva atunci, în fine. O lăsăm așa, de altă dată vezi cu cine mă ameninți că... Alex. Tu mai suntem mai vechi pe aici toți. Alex. Zi-mă. Că cred că îmi dă femeia bani pentru că... Am înțeles, bine atunci. Dar sper că polițistul a fost dat afară, dracu. Hai, salut. Salut, salut. Stați aici la Cărbune sau? Nu, poți să le iei, poți să le iei. Sper că polițistul e dat afară, dracu. Să fie vorba între noi, parcă. Păi, trebuie să... Nu știu dacă îl dă afară, cred că îl pun pe bicicletă de activament. Să-l pună noi și fiți atent, băi, să fie vorba între noi. Dar chiar m-a amenințat acolo, ea vânagă că... Ale știe ce mai am eu pe la mine câteodată. Băi, hai că termină cu prostiile astea. Dar n-avea mult ceva, mult. Băi, asta că... N-avei tu ce să-i faci, n-avea el ce să-ți facă. Când vorbea, eu era să dau... Na, bine. Bă, Robert, tu taci din gura aia că până nu-ți dau eu două palme. Băi, Valentin, și tu nu mai amenințați așa... cu lumea că vii cu cineva, că așa, dacă cineva comentează la tine, mă suni și gata, nu comentezi tu la loc. Că zic că ăla ta sună direct. Dacă e discret după ora 8 și ești undeva unde nu sunt camere, îți faci. Da-ți mâna și asta e, vă întâlniți pe altă dată. Hai, dați mâna și mă duc să aduc cealaltă. După ne auzim aici. Hai. Mai, Robert. Că mai dăm și noi la treburi. La dupe. Hai. Bine, băieți, dacă v-a plăcut acest episod, acest episod e din câte se vede și în titlu, Robert a căzut la pușcărie, amicul nostru. Deci, dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita de butonul de like și subscribe. Taci un pic. Eu v-am pupat, o zi frumoasă, să vezi, ciao, ciao!